Eu propun să mai cântăm, să mai jucăm. O să ne cânte Nicolae Tuhuț, Adelina Boita, Alin Neag și ansamblu Crăișorii Moților. Dragi prieteni, urmăriți-ne cu drag pentru că merităm. Juraba de assar, te juraba.
juraba de asară, ce juraba de asară, din casă să-ți ia să pară, la la la. Că nu ai altă mândruță și nu mai o ți drăguță, și nu mai o ți drăguță, badeam eu. Casa nu-ți o asâmpară, casa nu-ți o asâmpară, dar eu am auzit la moară, la la la. Casa nu-ți o asâmpară, casa nu-ți o asâmpară, dar eu am auzit la moară, la la la. Că la anul care vine te însor, dar nu cu mine, te însor, dar nu cu mine, badeam eu. Când o fi nu-n tabali, când o fi nu-n tabali, oi mere și oi horimă, la la la. Când o fi nu-n tabali, când o fi nu-n tabali, oi mere și oi horimă, la la la. Și-oi juca lângă mireasă, să-i arăt că nici nu-mi pasă, să-i arăt că nici nu-mi pasă, badeam eu. Pasă rece când sunt prun, pasă rece când sunt prun, spune-i banii noroc bun, mă la la la. Pasă rece când sunt prun, pasă rece când sunt prun, spune-i banii noroc bun, mă la la la. Să strângă mânda în brață, tăt cu ochii pe fereastră, tăt cu ochii pe fereastră, badeam eu. Să se gândească la mine cât am mai trăit în lume, cât am mai trăit. Vine moțul de la munte cu lemne, ciubere multe. Vine moțul de la munte cu lemne, ciubere multe. Vine moțul sâmbătaua în pias la pencota, la 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 la. Vine moțul sâmbătaua în pias la pencota, la 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 la. Ce să-și vadă mândrile, să-și vândă ciuberile, ce să-și vadă mândrile. Cât ai mere și ai umblaua, ca și moță nu-i afla, la 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 la. Cât ai mere și ai umblaua, ca și moță nu-i afla, la 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 la. Moțu Ion cu fruncea sus, pe oriunde el s-o dus. Nu se face de rușine și îi om cu mândru nume, la 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 la. Nu se face de rușine și îi om cu mândru nume, la 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 la. Așa-s moții toți, mi-s mândru că spui de moți, că așa-s moții toți. Care-s moți în zneam cu mine, oriunde ar fi în lume, la 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 la. Care-s moți în zneam cu mine, oriunde ar fi în lume, la 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 la. La bucate, vin oamenii de pe sate, la piață, la bucate.
de ce ne întâlnim sâmbăta în piața la Pencota. La 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 la. Ce ne întâlnim sâmbăta în piața la Pencota. La 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 la. La piața la Pencota să strânge toată lumea. La 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 la. De la mic până la mare să cumpere fiecare. La 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 la.
gospodar? Ai internet? Magazinul gospodarului.ro, magazin online de semințe și produse pentru protecția plantelor. Soluții ideale livrate rapid și ieftin direct la tine acasă. Comanda acum direct pe site. Magazinul gospodarului.ro. Intră acum și beneficiezi de promoția noastră. De ea. Da, tată! Cumpără motocoasa DAC 210 de 1,7 cai putere la numai 379 de lei și ai cadou un autocad cu fir. Ruriz, trup și suflet românesc. Medici care lucrează în cele mai moderne spații medicale din România. Asistente bine pregătite. Copii care se fac bine, părinți fericiți. Formularul tău de 2% nu e doar o bucată de hârtie. E o inimă care bate. Adu-ți inima alături de inima copiilor. Vino pe inimacopiilor.ro ca să vezi cum vom folosi ajutorul pe care ni-l dai și ca să descarci formularul precompletat. Îți mulțumim din inimă! Amprenta Advertising și Europa FM prezintă pentru prima oară în România Maria Naționale, una dintre cele mai îndrăgite artiste ale muzicii napoletane. Fii prezent în 13 mai de la ora 20 la Sala Palatului din București, iar în 15 mai la Sala Sporturilor Horia Demian din Cluj-Napoca. Biletele se găsesc pe eventim.ro. Pentru a descoperi adevărul, ai nevoie de lumină. Viața nu e posibilă fără adevăr. Iisus Hristos ne-a promis că adevărul ne va face liberi. Sunt Ovidiu Marțiș, călătorim împreună pe drumul spre Emaus, un drum de la îndoială la credință. Lumină lină cu Ovidiu Marțiș. Distanța dintre nesiguranță și paradis agricol poate fi mai lungă sau mai scurtă, totul depinde de noi. Este important să cunoaștem realitățile economiei românești, dar la fel de important este să avem viziune, curaj și mai ales să fim optimiști. Invitații noștri vor fi oameni care ne-au demonstrat că se poate, oameni care au luptat și au învins. Vă propun o călătorie pe autostrada performanței în fiecare zi de duminică cu începere de la ora 10, doar aici, la AgroTV. Auzi, de ce te grăbești așa? Păi nu știi, duminică la 1 e emisiunea aia din lumea satului. Hai cu metre, terminăm și noi până la 1. Auzi, Ileana, că prezentatoarea e Adriana Trandafir? No, hai și o mere, că începe din lumea satului. Salut, să te uiți duminică pe AgroTV. Eh! Din lumea satului începi duminică la 1. O să fiu gata. A
Am revenit alături de dumneavoastră, dragi prieteni, am revenit alături de invitații noștri din această seară, crăișorii moților, conduși de către domnul Dan Budea din Tisa Nouă, județul Arad. Corect? Corect. Domnule Dan Budea, suntem pe finalul acestei emisiuni. Eu cred că a fost o seară frumoasă, o seară reușită. Mi-am dorit să veniți aici alături de noi și până la urmă nu o să ne luăm noi angajamente și nu încercăm noi să dăm pronosticuri, că nu se face. Dar dacă privim un pic în viitor, cum vă vedeți dumneavoastră peste 2-3 ani alături de acești tineri, alături de acest ansamblu? Să fiu sincer? Spuneți, vă rog. Eu îmi doresc să las în urma mea multe ansambluri care au pornit cu mult înaintea mea. Și mi-aș dori să fiu sus, cât de sus pot cu ei. Adică în ideea de a merge cu ei, de a-i promova, și de a face lucruri frumoase. Exact. Iar revenind la povestea noastră, la gândurile dumneavoastră, la faptul că rădăcinile vă sunt acolo în Țara Moților, spuneți-mi, vă rog, aducând la câmpie, în Arșița Câmpiei, o parte din sufletul moțului, cum credeți dumneavoastră că acești oameni duri, dârzi, așa cum îi cunoaștem noi pe moți, cum s-au adaptat? Dat fiind faptul că au plecat majoritatea, n-au plecat de acolo de prea mult bine, ci pentru că au căutat o pită albă, o pită bună. Într-adevăr, pâinea în zona moțului se câștigă. Se după câștigă cum, greu. După cum știm, destul de greu. Moțul întotdeauna s-a adaptat și a încercat, dacă au avut un stil de viață mai aparte, au încercat să-și impună stilul, să-și impună felul de a gândi, de a vedea lucrurile altfel. Au încercat în unele cazuri. S-a reușit? În altele nu. Dacă ne gândesc bine, bunicul dumneavoastră probabil că a fost cel care a lucrat în lemne, nu? Că până la urmă era preocuparea moțului. Asta să fiu sincer, bunicul după tată a fost primar. A fost primar? Deci a fost primar pe raionul Pleșcuța, cum se numea. Bravo, atunci, frumos. Zona unde De care aparținea un sat în vârf de munte. Până la urmă, bunicii dumneavoastră, părinții dumneavoastră sunt de acolo, din țara Sarandului, Hălmagiu, Hălmăgel, pe acolo, deci de acolo? De acolo bunicii după mamă sunt, da? Din zona Hălmagiului, din Tisa, da, de Hălmagiu. Iar bunicii după tată sunt din Budeștiul Tălagiului, de unde e și numele de Budea. De Budea. Iar revenind la povestea noastră, adevăratul moț cel mai curat de aici dintre noi este Nicolae Tuhuț și cu soțul meu, care e din Horea. Într-adevăr. Până la urmă. Dar nu ne rușine și nouă să spunem, sigur, că venim, da, din zona moților. Iar capitala moților, așa se zice, că nu se zice, este o mare certitudine, este orașul Câmpeni. Deci acolo sunt, acolo sunt moții și învățații spun că până la urmă moții curați sunt cei de acolo din jurul Câmpeniului, vreo 12-14 sate. Restul sunt mai puțin moți, așa, mai diluați. Și... Dar important este că, vedeți dumneavoastră, toți cei din Munții Apuseni, toți spunem că suntem moți. Chiar dacă eu sunt mocancă până la urmă și Adelina e mocâncuță și Nicolae Turcu, el e musai domn, el e domn din Cluj, dar până la urmă originea este tot acolo, la munte, la Someșu Rece. Și ce mi-aș dori, și un vis care mi l-am pus în urmă cu câtva timp, s-ar putea anul ăsta, s-ar putea anul viitor, s-ar putea peste 3 ani de zile, să, cum ne-a obișnuită doamna de la TVR1,
de la emisiune odată în viață. Elise Stan. Nu. Iuliana Tudor. Este așa cum spun eu, Iuliana Tudor este prezentator, iar doamna Elise Stan este producătorul exact. Emisiunii. Este mintea, creierul. Mi-ar plăcea să facă deschiderea la CEBEA cu următorul anunț. Va începe festivalul Iancului, sărbătoarea cu Creișorii Moților, exact, deci care este comemorează visul dumneavoastră. Auto-intitulatul Creișorul Moților. Hey, bravo. Mi-ar plăcea. Iată că este un vis al dumneavoastră și să dea Dumnezeu să vi se împlinească. Până la urmă... Nimic nu e imposibil în Nimic ziua nu este astăzi. Imposibil și m-aș bucura să se întâmple astfel. Și să ne ducem și noi până la urmă, nu ne auto-invităm. Ce zici, Nicu Turcu? Tu... Ai fost la CEBEA? Am fost, dar neinvitat n-am fost niciodată. Nici n-am de gând să mă neinvitat. Neinvitat, nu. Fie ca spectator, fie ca prestator, da? Ca și da. Artist pe scenă. Am fost de vreo 4 ori, dacă nu mă înșel. Deci iată că e tot acolo. Pe vremea tot acolo. Când colaboram cu ansamblul Dortan Silvan. O oază de românism și sufletul moților. Cam acolo se adună. Într-adevăr. La CEBEA, la muntele de pe Găina. Acolo simți pulsul, un adevărat sens al cuvântului. Așa cum zicea prietenul nostru Nicoară, acolo la munte, la el acasă în Sohodol, ești mai aproape de cer și de Dumnezeu. Da, poate nu e o metaforă. Oamenii de acolo cred că așa simt. De-aia sunt un pic altfel. Din afară se văd a fi niște oameni reci, sobri, nu, ei sunt demni. Sunt demni. Niște așa oameni este, demni. Și nu, este să bine că scalzi și prietenoși și zbunuți. Exact, este bine să știm să facem diferența între a fi demn și a fi țâfnos. Să mă exprim ca domnii de la oraș. Da, așa este. Adelina Boita, tu cum te simți? Tu te simți moață sau mocâncuță sau nu? Tu ești domnișoară mocâncuță. De la Cluj. Da. Bine. Dragii mei prieteni, va trebui să ne luăm la revedere de la telespectatori, să-mi iau la revedere de la voi, Nicolae Tuhuț. Îți mulțumesc din suflet. Ai venit de departe, ai venit de la Brud pentru a ne aduce un crâmpei de acolo din sufletul moțului, cântecele voastre frumoase, portul de acolo. Să fii sănătos. Și transmit gânduri bune celor de acolo, de la Brud, tuturor moților de acolo care ne-au urmărit în această seară, de pretutindeni, de altfel să fii sănătos și eu îți mulțumesc în primul rând pentru invitația făcută domnului. Iar gândurile moților a noștri de la Brud, câmpeni și împrejurim, cred că nu greșesc și sunt la sentimentul meu, toți îți transmit voie bună, pace în casă, în suflet. Mulțumesc din suflet. Și cât mai multe emisiuni de genul ăsta, pentru Mulțumesc. Că nu vreau și nu vreau să omit chestia asta, la aia altă televiziune care ai fost îndrăgită de abrudeni, mai ales de abrudeni, pentru că mă întâlneam cu... Și pentru că fiecare. Mă cheamă Mateș, măi. Iar acolo, la munte Mateș, jumătate, da, sunt Mateș. Dar, și nu vreau să te flatez, nu vreau să... Nu. Ai meritul tău. Apoi toți avem meritele și noastre. Și să știi că emisiunile tale și cu părere de rău pentru câțiva fani ai tăi care nu te-a mai aud cântând. Nu, nimica. O să mă mai audă. Și asta face rău. Bine. Îți mulțumesc, Nicolae, din suflet, da, pentru gândul tău bun. Eu. Și încă o dată gândurile mele bune acolo la munte, la moții noștri dragi. Reciproc. Așa. Alin Neag, moțul din tine, ce ne spune? Îmi pare bine că am fost în această seară alături de domnul Dan și de noi colegii. Și să fii tu sănătos, să-ți găsești o slujbă pe cinste, să te umpli de bani, să fii tu sănătos, să ai cântări multe și fete, așa e, alese pe sprânceană, știi tu cum trebuie, că numai cu mândre faine te-am văzut. Să fii sănătos, da. Alin. Mulțumesc. Adelina Boita, mult succes la școală. Mulțumesc. Mâine ai de susținut un recital sau... Da. Da? Undeva la Huedin, am da, înțeles. La Huedin. Mult succes.
Îi salutăm și pe cei de la Huedin și ei sunt tot moți de-a noși, mocani de-a noștri, să fie sănătoși și să se bucure de ceea ce le oferiți voi mâine seară. Nicolae Turcu, prietenul meu drag, îți mulțumesc din suflet. Și sarea și piperul în emisiunile mele, fără cine ce mă fac eu? Astăzi am încercat să fiu mai sobru. Foarte sobru ai fost astăzi. O sară memorabilă, nu? Da. Cu atâția mulți. Dar nu nimic, lasă că ți-ar trece. Data viitoare îți revii. Nu mi-a murit rușine încă. Nu ți-a murit rușine. Mulțumesc din suflet domnului Dan pentru că s-a gândit și la mine în această seară. Îți mulțumesc ție pentru găzduire și nu în ultimul rând tuturor celor care au avut răbdare și ne-au fost alături și în această emisiune. Mulțumesc mult, domnule Dan Budea. Eu vă mulțumesc, să fiți sănătos, dumneavoastră, familie dumneavoastră, gânduri bune, sănătate, succese multe, să aveți grijă de pruncii ăștia și Dumnezeu să vă ție năravul. Mulțumesc și revin încă o dată, ducând mulțumiri primăriei Fântânele, Consiliului Județean, Consiliul Local Fântânele și în special domnului primar Odlăcan Emil pentru sprijinul acordat cu mijlocul de transport și să nu uităm pe domnii șoferi care ne așteaptă afară și au răbdarea după noi. De dumneavoastră. Și soției să ne aștepte că ajungem în data. O salut și eu cu mare drag, vă salut familia, îi salutăm pe toți cei de la Tisa Nouă, județul Arad. Dragi prieteni, cam aceasta a fost emisiunea din această seară, iar așa cum vă spun eu de fiecare dată, până vinerea viitoare, pace sfântă în inimă, Doamne ajută să ne revedem cu bine, iar acum urmează să ne cânte Alin Neag, Adelina Boita, Nicolae Turcu și o să ne joace ansamblu Crăișorii Moților. Noapte bună, Doamne ajută! Și eu la birt, ca tot o mână căjit, ca tot o mână căjit, la 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 la. M-aș duce și eu la birt, ca tot o mână căjit, ca tot o mână căjit, la 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 la. La birtul țunos în sat, nu-i soară fără om biat, nu-i soară fără om biat, la 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 la. La birtul țunos în sat, nu-i soară fără om biat, nu-i soară fără om biat, la 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 la. De băut tot aș mai bea, nu mă lasă muierea, nu mă lasă muierea, la 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 la. De băut tot aș mai bea, nu mă lasă muierea, nu mă lasă muierea, la 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 la. Și mă pleastă mă din gură, să mă las de băutură, să mă las de băutură, la 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 la. Și mă pleastă mă din gură, să mă las de băutură, să mă las de băutură, la 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 la. Muiere noblestema, că te aude lumea, că te aude lumea, la 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 la. Muiere noblestema, că te aude lumea, că te aude lumea, la 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 la. Și te faci de râs în sat, că s-o dui pal tău bărbat, că s-o dui pal tău bărbat, la 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 la. Și te faci de râs în sat, că s-o dui pal tău bărbat, că s-o dui pal tău bărbat, la 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 la. Măi muiere
fă-tu bine, să ții zile pentru mine, să ții zile pentru mine, la 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 la. Măi muiere, fă-tu bine, să ții zile pentru mine, să ții zile pentru mine, la 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 la. Să nu mă mai duc la birt, să nu mai fiu năcăjit, să nu mai fiu năcăjit, la 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 la. Că omul ce năcăjit, tătă noaptea stă în birt, tătă noaptea stă în birt, la 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 la. Să nu mă mai duc la birt, să nu mai fiu necăjit, să nu mai fiu necăjit, la 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 la. Că omul ce necăjit, tătă noaptea stă în birt, tătă noaptea stă în birt, la 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 la. Eu de acela
Nu a fost ostănit.